În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Bucură-te, Ierusalime, adunați-vă toți cei care iubiți. Bucurați-vă și veseliți-vă cei care ați fost întristați, ca să tresăltați și să vă îndestulați din belșugul mângâierilor sale. Lăudați să fie Iisus Hristos! Cele voastre părinți concelebranți, dragi persoane consacrate, aici iubiți credincioși și uniți cu noi prin intermediul internetului, aici credincioși prezenți în catedrala noastră. Astăzi suntem invitați să ne bucurăm. Să ne bucurăm pentru mântuirea de care Dumnezeu ne-a făcut și vrea să ne facă mereu parte. Dar astăzi, într-un chip deosebit, să ne bucurăm că este Duminica Sfintei Scripturi a Bibliei în dieceza noastră. Un moment cerut, recomandat, insistent de Sfântul Părinte Papa Francisc de a întâlni Cuvântul lui Dumnezeu într-un chip cu totul special, de a ne apropia de acest cuvânt al Lui pentru noi. Cuvântul Tău e făclie pentru pașii mei și lumină pentru cărările mele, ne spune Psalmul 119. Cuvântul Domnului este pentru noi cuvântul de iubire al lui Dumnezeu față de fiecare. Vom auzi astăzi acest cuvânt, va fi prezentat de unul dintre preoții noștri care a lucrat lângă Părintele Bulai Alois pentru prezentarea acestei Sfinte Scripturi în limba noastră de aici, de acasă, Părintele Eduard Patrașcu. Ne bucurăm așadar să răspundem la invitația bisericii astăzi, bucurați-vă și să ne bucurăm aici, pentru că avem un asemenea mare dar, Dumnezeu prezent în mijlocul nostru, prin cuvântul Său, iar cuvântul Său este însuși Fiul Său, Iisus. Pentru a celebra cu vrednicie această sărbătoare la mijlocul postului mare, pentru a celebra speranța noastră de a ne bucura cu El la Sfânta Înviere, pentru a asculta cuvintele sale astăzi, regretăm toate păcatele noastre și aducem lui Dumnezeu mulțumirea noastră celebrând Sfânta Liturghie, spunând din inimă, mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina. De aceea rog pe Sfânta Marie, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Thank you.
Să ne rugăm, Dumnezeule care prin Fiul Tău împlinești în chip minunat împăcarea neamului omenesc, noi te rugăm poporului creștin harul să iasă cu credință vie și cu evlavie generoasă în întâmpinarea sărbătorii Paștelui care se apropie. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Poporul lui Dumnezeu, intrând în țara făgăduită, sărbătorește Paștele. Citire din cartea lui Iosue. În zilele acelea, Dumnezeu i-a spus lui Iosue: astăzi am îndepărtat de la voi ocara Egiptului. Sat tabăra la Gilgal. Au celebrat Paștele în ziua 14-a a lunii întâi, spre seară, în stepa Ierihonului. În ziua următoare a Paștelui au mâncat din roadele țării azime și spice prăjite, chiar în ziua aceea. Mana a încetat în ziua următoare a Paștelui, când au mâncat din roadele țării. Fiii lui Israel nu au mai avut mană. Au mâncat din produsele țării Canaanului în anul acela. Cuvântul Domnului. Scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Corinteni.
Fraților, dacă cineva este în Hristos, este o creatură nouă. Cel vechi au trecut, iată, a devenit noi. Iar toate vin de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu sine prin Hristos și ne-a dăruit slujirea reconcilierii, așa cum Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținând cont de greșelile lor și putând în noi cuvântul reconcilierii. Așadar, noi suntem împuterniciți ai lui Hristos, ca și ai lui Dumnezeu, care vă îndeamnă prin noi. Vă rugăm pentru Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel care nu a cunoscut păcatul, El l-a făcut păcat de dragul nostru, pentru ca noi să devenim justificarea lui Dumnezeu în El. Cuvântul Domnului. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Fariseii și cărturarii însă murmurau spunând: Acesta îi primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Atunci le-a spus această parabolă. Un om avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei i-a spus tatălui: Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Iar el le-a împărțit averea. Și nu după multe zile, fiul cel mai tânăr și-a adunat toate și a plecat de acasă într-o țară îndepărtată. Acolo și-a risipit averea într-o viață de desfrâu. După ce a cheltuit toate, a venit o mare foamete în țara aceea, iar el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a aciuat la unul dintre cetățenii acelei țări, care l-a trimis la câmp să păzească porcii. Și ar fi dorit să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nimeni nu-i dădea. Atunci, venindu-și în fire, a spus: Câți zilieri ai tatălui meu au pâine din belșug, iar eu mor aici de foame. Ridicându-mă, mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune: Tată, am împăcătuit împotriva cerului și înaintea ta. Nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Ia-mă ca pe un zilier al tău. Și ridicându-se, a mers la tatăl său. Pe când era încă departe,
Tatăl l-a văzut și i s-a făcut milă, alergând l-a îmbrățișat și l-a sărutat. Atunci fiul i-a spus, Tată, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta, nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Însă tatăl a spus către servitorii săi, aduceți repede haina cea dintâi și îmbrăcați-l, dați-i un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne bucurăm, căci acest fiu al meu era mort și a revenit la viață, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Însă fiul lui mai mare era la câmp. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit cântece și dansuri. Atunci, chemându-l pe unul dintre servitori, l-a întrebat ce este aceasta. El i-a spus, fratele tău a venit, iar tatăl tău, pentru că l-a recăpătat sănătos, a tăiat vițelul cel îngrășat. Dar el s-a mâniat și nu voia să intre. Însă tatăl său a ieșit și îl implora. El răspunzând, i-a zis tatălui său, iată, de atâția ani te slujesc și niciodată n-am încălcat porunca ta, dar mie nu mi-ai dat niciodată măcar un ied ca să mă bucur cu prietenii mei. Însă când a venit acest fiu al tău care și-a devorat averea cu desfrânatele, ai tăiat pentru el vițelul cel îngrășat. Atunci el i-a spus, fiule, tu ești cu mine întotdeauna și toate ale mele sunt ale tale. Dar trebuia să ne bucurăm și să ne veselim, pentru că acest frate al tău era mort și a revenit la viață, era pierdut și a fost găsit. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos! Preasfințite, dragi confrați, preoți din altar, iubiți credincioși care sunteți în biserică și voi toți cei care vă rugați cu noi astăzi, urmărind prin internet această celebrare. Parcurgem postul mare, timpul postului mare, suntem în miezul acestui post. Post care, în mod normal, ne este propus de biserică drept o ocazie intensă de reînnoire interioară. Ocazie în care suntem invitați să ne răscolim un pic, asemenea fiului celui mic din Evanghelia pe care am auzit-o și să vedem cât de departe ne-am dus față de Dumnezeu și cât de vechi, făcând acest lucru, am devenit. E timpul postului mare, așadar, o clară ocazie când trebuie să facem experiența pascală a trecerii de la omul cel vechi la omul cel nou. Și biserica ne ajută în acest sens, ritmând viața noastră liturgică, viața noastră de credință, dorind să, ca aceasta să modeleze și viața de fiecare zi, zic, ne ajută propunându-ne duminică de duminică sau pentru cei mai fervenți zi de zi, fragmente din Cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt care singur și sigur
poate să ne modeleze în așa fel încât viața noastră interioară să rămână mereu mai nouă și să se înnoiască mereu, neriscând să atingă limitele roșcovelor sau ale omului vechi, care trebuie să se mulțumească cu hrana care în mod normal se dă porcilor. Și am auzit în prima duminică a Apostolului Mare cum este cine să îl insidieze pe om și să-l tragă să coboare de la frumusețea pe care Dumnezeu i-a dăruit-o la început și să, prin ispitele lui, să-l facă să devină urât. Și am văzut că Iisus a rezistat ispitelor celui rău, urăciosului, prin excelență, ale diavolului, și a rămas în continuare frumos bazându-se și sprijinindu-se pe cuvântul lui Dumnezeu, cu care îl contrataca pe cel care voia să-l tragă, să-l ducă și pe el, singurul om nou, singurul om frumos prin excelență, spre ceea ce este urât. Și am văzut că acea frumusețe pe care Iisus a demonstrat că și-a păstrat-o în fața ispititorului, în a doua duminică din post, a lăsat să se întrevadă celor trei apostoli, fiind însoțit el la un moment dat de legea și profeții, de Ilie și de Moise, dându-ne de înțeles că se poate rămâne frumoși, putem rămâne oameni mereu noi, sau cum ar zice cineva, proaspeți, dacă se intră și se trăiește conform logicii lui Dumnezeu. Și a treia duminică, duminica trecută, am putut vedea că riscul de a cădea în modul de gândire a omului vechi, care asociază mereu păcatul cu pedeapsa, făcând invers, pedeapsa, dacă există, acest lucru este datorat păcatului în mod automat. Am văzut duminica trecută că Iisus spune că nu e așa. Dumnezeu nu gândește așa. Sigur că se întâmplă catastrofe, sigur că sunt multe lucruri urâte în lume, dar Dumnezeu nu se bucură de asta. Amintiți-vă, spunea, nici de cum n-au fost vinovați, mai vinovați decât cei din Galileea sau cei din Ierusalim, care au trebuit să suporte acele catastrofe. Dumnezeu vrea ca omul să se învețe, să treacă permanent sau să facă, să depună acest efort de trecere de la omul cel vechi la omul cel nou, mereu nou, profitând de orice ocazie pentru a se converti, căci aceasta este soluția. A învăța să luăm mereu orice ocazie drept provocare și invitație delicată, gingașă, la convertire, invitație care vine din partea unui Dumnezeu căruia îi place frumusețea, căruia îi place omul care depune efort și pentru care risipește Dumnezeu, asemenea Tatălui din Evanghelie, risipește răbdare, risipește timp, risipește îndurare și milostivire. Este Dumnezeul nostru în care credem și care, repet, ne așteaptă, ne lasă să facem experiența păcatului. El care l-a lăsat și pe Fiul Său să atingă condiția umană în afara păcatului, evident, tocmai pentru ca noi să putem vedea în El, în Iisus, posibilitatea ca prin misterul pascal să putem atinge dimensiunea de Fiul al lui Dumnezeu, dimensiune care ne permite să rămânem mereu noi. Textele din această duminică a patra a Apostolului Mare, tocmai acest lucru vor să-l nuanțeze. Omul este invitat să se reînnoiască. Omul poate să se reînnoiască. Și, repet, textele pe care le-am auzit ne arată și cum și de ce e nevoie acest lucru. Am auzit în prima lectură cum
israeliții ajung la limita intrării în țara promisă. Ei care timp de mai mulți ani, 40 probabil, parcurseseră drumul pustiului care îi scotea sau care îi ducea din țara sclaviei, din Egipt, spre pământul făgăduinței și făcuseră mai multe tipuri de experiențe. Știm din Numeri 14, unde ne este relatată răzvrătirea întregului popor, că Dumnezeu acolo, văzând această răzvrătire, și spune textul, văzând că poporul nu știe să asculte de cuvântul lui Dumnezeu, aruncă oarecum un fel de blestem și îi spune lui Moise, pentru că poporul s-a răzvrătit, nimeni dintre acești oameni care au parcurs pustiul nu va intra în țara promisă, ci numai copiii lor, despre care ei spuseseră că vor fi devenit în pustiu pradă, numai copiii lor vor intra în țara promisă și Iosue și Caleb, cei doi despre care textul spune că în Caleb era un duh diferit decât cel care era în duhul poporului. Și zic, aceștia sunt acum la granița dintre, să spunem, țara nimănui sau țara în care ei erau nimănui, țara care nu era lor, și țara promisă, țara lor, concretizarea împlinirii promisiunilor făcute de Dumnezeul lui Abraham mai întâi și apoi părinților lor. Și fragmentul pe care l-am auzit, practic, se situează între celebrarea Paștelui, sau mai bine zis, realizarea circumciderii făcute de către Iosue pentru toți cei care nu fuseseră circumciși în pustiu, și intrarea sau cucerirea Erihonului. Și spune textul că fiii lui Israel și-au fixat tabăra la Gilgal și au celebrat Paștele. Adică, după ce s-a marcat încă o dată apartenența la popor prin ritul circumciderii, se celebrează Paștele, se rememorează trecerea de la sclavie la libertate, adică de la condiția veche a sclaviei la condiția nouă a poporului liber sau a libertății în țara promisă. Și spune textul că din acel moment, din moment ce au celebrat Paștele, n-a mai căzut mană, pentru că poporul a putut să mănânce din ziua următoare din roadele țării. Este, dacă vreți, celebrarea anteliteram, ca să zic așa, a ceea ce apoi am cântat la psalm, când spuneam, gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Țara promisă care era caracterizată ca fiind țara unde curge lapte și miere. Și iată că psalmistul, probabil David, spune, gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Nu atât cât privește aceste două, să spunem, substanțe, laptele și mierea, în general, metaforă pentru hrana zeilor. Dumnezeu nu vrea numai ca omul, ajungând în țara promisă, să se hrănească cu hrana zeilor. Dumnezeu vrea ca poporul în țara promisă să se poată reînnoi mai degrabă cu hrana prezenței sale. Și spune acolo lui Iosue imediat că eu voi fi cu tine, scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Iată așadar că țara promisă către care se îndrepta poporul devine imagine a țării sau a locului promis prin excelență, adică a paradisului. Și de ce, repet, la psalm am cântat acest și am repetat de mai multe ori, gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Este un psalm atribuit lui David mai exact, și care are în titlu următoarea exprimare, al lui David, când s-a prefăcut nebun înaintea lui Abimelec și fiind alungat de la acesta a plecat. N-aș vrea să intru în povestioara aceasta, sau mă rog, în relatarea
acestui episod când David fuge de Saul, trebuie să meargă la Abimelec, regele din țara vecină, pentru a se refugia. Dar acolo David experimentează încă o dată ce înseamnă să stai departe de țara promisă, de țara ta. Și de aceea îi spune, îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp să se laude și fără încetare lauda lui va fi în gura mea. Și este un psalm de mulțumire a unui sărac, al tipic Vechiului Testament, care se încrede în Dumnezeu știind că numai El poate să împlinească dorința sau tângetul profund al inimii omului. Deci, repet, suntem deja provocați de această trecere, de această dimensiune pascală pe care evreii au trăit-o la marginea dintre țara, dintre trecutul vechi și viitorul nou, de această lectură. Și, de altfel, lectura a doua nuanța bine acest lucru. Dacă cineva este în Hristos, este o creatură nouă, căci cele vechi au trecut, iată, au devenit noi. Ne-am îmbrăcat cu Hristos, vom auzi în noaptea de Paști, pardon, în ziua de Paști. Și duminica de astăzi vrea să fie o anticipare a ceea ce vom trăi cu ajutorul lui Dumnezeu și din mila Lui și anul acesta la Paști. Deci a doua lectură deja ne spune că e necesar ca să facem pasul spre omul cel nou. Și cum? Este simplu. Dumnezeu ne-a împăcat cu Sine prin Hristos și ne-a dăruit slujirea reconcilierii. Avem șansa ca să recurgem la milostivirea lui Dumnezeu, El care atât așteaptă să ne întoarcem la El și să ne dăruiască noutatea de a fi fii ai lui Dumnezeu, nu sclavi, nu dependenți, ci liberi întru Hristos. Și am văzut că, din păcate, îndepărtarea noastră de Dumnezeu se realizează asemenea Fiului Celui Mic care pleacă departe și spune textul, își risipește averea, am tradus noi. Textul în limba greacă, sau termenul în limba greacă, uzia, înseamnă mult mai mult decât averea materială. Fiul merge departe de Tatăl și își risipește substanța, își pierde identitatea. De aceea El va spune, când își vine în fire, mă voi duce la Tatăl meu și voi spune, nu mai sunt vrednic să fiu fiul tău, primește-mă ca pe un sclav sau ca pe un argat. El va spune, concretizând faptul că și-a dat seama că și-a pierdut nu doar averea materială, ci și-a pierdut substratul identității sale de fiu. Vedem acest lucru și suntem provocați și de experiența acestui fiu, pe care căruia Tatăl îi încredințează și averea materială și îi pune și mâini și propria lui identitate, lăsând ca el să-și o risipească, să-și o dilueze, mergând departe de casa Tatălui și trebuind să ajungă la un moment dat să păzească porcii. Îmi vine minte aici un proverb, cred, se poate spune așa, din literatura rabinică, proverb care în limba română sună mai degrabă la un fel de zicere și care sună așa, când Israel este constrâns să mănânce ceea ce în mod normal se dau porcilor, roșcovele, se convertește. Și vedem că fiul cel mai tânăr face această experiență. Și în istoria Israelului, dar nu numai a lui, se vede că omul până nu atinge mizeria cea mai de jos, nu își dă seama de ce a pierdut. Am zice noi în limba română, până când nu dai cu capul de pereți, nu te trezești și umbli cu capul în nori. Fiul cel mai tânăr face această experiență și vorba scrisorii către Romani, acolo unde a abundat păcatul, greșeala, a supraabundat sau a supraprisosit harul lui Dumnezeu, care, iată, îl atinge pe acest fiu prin remușcare sau prin nostalgia a ceea ce trăia în casa tatălui său și care, condiții pe care încă o trăiesc și cei care nici măcar nu erau fii, adică argații, remușcat, se simte remușcare
și dorul după redobândirea identității sale de fiu și se întoarce. Și în mod surprinzător, nici măcar n-apucă să-și termine răbufnirea remușcării sale și Tatăl îl împodobește sau îl reîmpodobește cu tot ceea ce înseamnă demnitatea lui de fiu. Aceasta este o imagine foarte frumoasă, sigur, nu perfectă, dar foarte frumoasă și foarte sugestivă a relației noastre cu Dumnezeu, de la care ne îndepărtăm, al cărui cuvânt așa de ușor îl uităm, asemenea celor israeliților din numeri 14, și dar care ne atrage, care ne provoacă, ziceam, ritmată viața noastră de ascultarea cuvântului lui Dumnezeu la liturghie, ne provoacă să ne întoarcem, să ne convertim, să schimbăm modul nostru de a vedea viața noastră, a celorlalți, lucrurile care se întâmplă, și să ne lăsăm provocați să fim răscoliți și să se înnoiască omul nostru lăuntric, așa cum spune scrisoarea a doua către Corinteni, puțin înaintea textului pe care l-am auzit astăzi. Îți vreau astăzi să-i mulțumim lui Dumnezeu, nu asemenea Fiului Celui Mai Mare, care cu oarecare aroganță și tupeu vine și îi spune, îi reproșează Tatălui că nu i-a ieșit niciodată din vorbă, dar că nu i-a dat niciodată niciun ied să se bucure. O să-l întreb eu ce avea el cu iezii când o să ajungă acolo. Dincolo de acest lucru, se vede că nici el nu era fiu, deși stătea în casa tatălui. Zic, nu asemenea acestui fiu mai mare, ci asemenea unor adevărați copii ai lui Dumnezeu, care știu sau știm fiecare că ne îndepărtăm ușor, că viața și vâltoarea ei ne duce departe de Dumnezeu, dar care noi, simțind acest lucru, experimentând acest lucru și mai ales înțepătura Duhului Sfânt pe care noi o simțim sub formă de remușcare, să-i mulțumim Dumnezeu că ne primește, că ne rabdă, că se îndură de noi și că ne dă posibilitatea ca de fiecare dată când realizăm că ne-am îndepărtat de El să ne întoarcem și să putem experimenta îmbrățișarea Tatălui care ne primește și ne reîmbracă, ne dă din nou haina cea nouă a Fiului Său. Vreau să închei cu un mic exemplu care mi-a venit în minte zilele acestea. Profesorul de limba română pe care l-am avut la liceu și care se numea Ciobanu Gheorghe, Preasfințitul sigur își amintește despre cine vorbesc, ne povestea la un moment dat următoarea întâmplare, voind să ne convingă și cu acel exemplu că este absolut necesar să citim, spunea el, pentru ca să nu deveniți oameni banali, pentru ca să vă funcționeze darul lui Dumnezeu pe care îl aveți sub crusta, mă rog, în cap. Și spune așa că a cunoscut un soldat care i-a povestit următoarea întâmplare. Spunea că acest om fusese în al doilea război mondial și era un soldat iubitor de limba română, lucru care se întâmplă mai rar, nu numai între soldați, dar și în celelalte, sau mă rog, celelante, parcă așa se zice acum, meserii. Și acest soldat luase cu el o carte, și anume Istoria Limbii și Literaturii Române de George Călinescu, volum care a ieșit în 1941 într-un format destul de mare, avea 960 de pagini, dar hârtia fiind groasă, devenise destul de consistent acel volum. Și purta acest volum în spate, într-o raniță, mă rog, încercând seară de seară să citească câte o pagină din Istoria Limbii pe care el o iubea așa de mult. După câteva zile, când în timp în care trebuise să participe la mai multe trageri, mă rog, era în război și fuseseră mai multe atacuri, neapucând să citească din respectiva carte pe care o îndrăgea așa de mult,
într-o seară, după ce mai mulți camarazi de-ai săi muriseră, apucă să se gândească la cea carte și o scoate din ranița lui, sigur, raniță murdară deja și cartea la fel murdărită. Și spre surprinderea lui, când dă să o deschidă, găsește în ea un glonte care se oprise în acea carte. Și spunea domn profesor că dascălul pe care noi așa îl considerăm generațiile, cel puțin a mea și cei din preajmă, un adevărat dascăl, ne spunea că acel soldat făcuse, trăsese învățătura aceasta. Uite, atâți colegi de-ai mei au murit. Eu sunt încă viu, fiind salvat de această carte pe care am purtat-o în spate. Iubiți credincioși, celebrăm astăzi Duminica Bibliei în toată dieceza, la invitația Sfântului Părinte, ca final, de la finalul anului milostivirii și la inițiativa, mă rog, preasfințitului. Știți, noi căutăm multe soluții pentru viața noastră. Trebuie astăzi să ne amintim că dacă acel soldat a fost salvat de la moarte fizică de o carte pe care o cărea în spate, noi putem să fim salvați nu doar de moartea fizică. Dacă vă puneți Biblia aceea mare în spate, un pic mai groasă și vă poate apăra și de gloanțele, sperăm să nu existe niciodată, ale celor care trag în noi. Dar putem să fim salvați și mântuiți pentru viața veșnică. De acest cuvânt al lui Dumnezeu care mi se dăruiește. Și tare mi-ar plăcea că această carte să nu fie în spate, să nu o ținem în spate, ci să o ținem cât mai aproape de noi, la sufletul nostru, în inima noastră, ca de acolo ea să ne dea mereu acea forță care să ne permită să ne reînnoim mereu, să trecem mereu de la omul cel vechi, banal, copleșit poate de mizerie umană, la omul cel nou, la statura maturității în Hristos. Și chiar închei nuanțând ceva. Sigur că a avea cuvântul lui Dumnezeu aproape de sufletul nostru, al pune, al ține în inima noastră, asemenea Maicii Domnului, comportă și o anumită dificultate și de ordin logistic, poate, pentru cei care nu au încă, poate și de ordin de efort, de ordinul efortului, să spunem, pe care trebuie să-l depunem. Și de aceea se impune să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea mai mult elan, mai multă râvnă și mai mult curaj să ne apropiem de cuvântul Său. Și cine poate să ne ajute cel mai mult decât Maica Domnului? Dacă ați sesizat, avem o rugăciune, adu-ți aminte, unde la un moment dat spunem: la tine vin și stau gemând înaintea ta ca un păcătos, Maică a Cuvântului. Haideți să spunem împreună această rugăciune, ca Dumnezeu să ne ajute să-L ținem mereu pe Iisus alături de noi, aproape de noi, în inima noastră. Adu-ți aminte. O prea blândă. Celor prea iubiți, pentru a ne bucura de mântuirea pe care Dumnezeu a promis-o prin Fiul Său, pentru a ne bucura de cuvântul pe care El ne l-a încredințat, cuvântul făcut trup, e nevoie de iubire, e nevoie de credință.
De aceea astăzi, împreună, ascultând aceste cuvinte, lecturile sfinte și cuvântul Părintelui Predicator, să spunem din inimă, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, lumina din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creia, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiul Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit. Sfântă Catolică și Apostolică Biserică, mărturisesc un botez spre iertare. Aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, știind că avem nevoie de pâinea cuvântului dumnezeiesc și de pâinea eucaristică pentru a putea trăi ca fii ai lui Dumnezeu și în unire frățească unii cu alții, să ne rugăm Tatălui din ceruri să trăjească în sufletele tuturor oamenilor foame după acest cuvânt și după această pâine. Dumnezeule veșnic, care atât de mult a iubit lumea încât l-ai dat pe Fiul Tău unul născut, cuvântul adevărului și pâinea vieții, luminează-i cu harul Tău pe Sfântul Părinte Papa Francisc, pe Episcopul nostru Petru, pe Episcopul Auxiliar Aurel și pe toți păstorii bisericii Tale, ca ei să trăiască toată bogăția cuvântului pe care îl predică și a misterelor pe care le celebrează. Te rugăm, ascultă-ne! Alungă din sufletele celor ce dețin funcții de răspundere în societate orice sete de dominare și orice interes egoist și trezește-le dorința de a-i sluji cu dragoste pe semenii lor. Te rugăm, ascultă-ne! Deschide inima celor bogați în daruri spirituale și în bunuri materiale, ca ei să le împartă bucuros cu cei lipsiți. Te rugăm, ascultă-ne! Eliberează-ne de orice idolatrie, a banului, a patimilor rele, a puterii și prin rugăciune și pocăință, apropie-ne tot mai mult de Tine. Te rugăm, ascultă-ne! Aprinde în cei care s-au îndepărtat de casa Ta dorul după căldura și pacea ei și dă-le curajul întoarcerii. Te rugăm, ascultă-ne! Primește-i pe toți răposații la ospățul Tău ceresc. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule atotputernic și vești, dă-ne o dorință tot mai aprinsă după cuvântul Tău cel Sfânt, ca să Te putem sluji cu bucurie și cu inimă curată. Prin Hristos Domnul nostru.
mergem pe-a ta cale. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească din mâinile tale, spre lauda și mărirea Lui Dumnezeu, spre folosul nostru și care trece Sfintei sale biserici. Doamne, noi îți aducem cu bucurie darurile aducătoare de viață veșnică, rugându-te cu umilință să ne dai harul de a le venera cu fidelitate și de a le oferi cum se cuvine pentru mântuirea lumii, prin Hristos Domnul nostru. Lasă-l acolo. Domnul să fie cu voi. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, adus puternic, veșnic Dumnezeu, pentru că prin post și înfrânare ne ajut să învingem pornirile rele, ne ridici mintea spre cele cerești, ne întărești sufletul în virtute și ne dăruiești veșnică răsplată prin Domnul nostru Iisus Hristos. Prin El te laudă îngerii, te adoră stăpânirile, ți se supun puterile, tăriile cerești și fericiții serafim, te laudă între săltare de bucurie. Alături de ei te rugăm să primești glasurile noastre, ca împreună să te lăudăm cu umilință, cântând fără încetare. Yes.
Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele Tău jertfă curat. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a care poruncă celebrăm aceste taine. Că cel în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. Asemenea, după cine luăm potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor să-i zicăm: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, să oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întării în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea
în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noastre. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pașa în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuie și domnește în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic, dar spune numai în cuvânt. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Gustați și vedeți
Iisus este Dumnezeul nostru. De aceea ne încredem pururi în cuvântul Lui. El este izvor de bucurie veșnică, este supremul nostru bine.
Să ne rugăm. Dumnezeu, care luminezi pe tot omul ce vine în această lume, luminează-ne, te rugăm, inimile cu strălucirea harului tău, ca să cugetăm pururile cele vrednice de tine și plăcute maestății tale, și să te putem iubi cu sinceritate prin Hristos Domnul nostru. Vă rog să luați puțin loc pentru anunțuri. Așadar, astăzi este cea de-a treia duminică dedicată în mod special Bibliei, Sfintei Scripturi. Ne bucurăm de faptul că avem la dispoziție, prin efortul celor care s-au străduit, o traducere autorizată, competentă a Sfintei Scripturi în limba română. Și desigur încercăm să facem cât mai mult loc în viața noastră cuvântului lui Dumnezeu, căutând și să avem în casele noastre măcar formatul mic al Sfintei Scripturi, Biblia. În acest sens, după cum ați văzut și când ați venit la Sfânta Liturghie afară, este prezentă deja caravana Sapientia cu, desigur, Sfânta Scriptură disponibilă pentru cei care doresc să și o procure și de asemenea cu toată înțelepciunea pe care această editură o diseminează prin publicațiile sale. Începând cu mâine, 1 aprilie, nu este păcăleală, deci așa va fi, începând cu mâine trecem la programul de vară, astfel încât, așadar, liturghia de seară va fi la ora 6:30. Săptămâna aceasta, marți, 2 aprilie, se împlinesc 14 ani de la moartea Papei Ioan Paul al II-lea, motiv de pioasă amintire și de invocare a mijlocirii sale și pentru buna desfășurare a vizitei Sfântului Părinte Papa Francisc aici la noi, la Iași. Joi, 4 aprilie, după liturghia de seară, de la ora 18:30, așadar, tinerii ne invită, ne provoacă la ora lunară de adorație pe care ei o pregătesc și o desfășoară. Săptămâna aceasta, vineri și sâmbătă, sunt primele din luna aprilie cu devoțiunile specifice către inima preasfântă a lui Iisus și inima neprihănită a preacuratei Fecioare Maria. Cu această ocazie, vineri, vom vizita și bolnavii. Sâmbăta viitoare, 6 aprilie, liceenii care sunt dispuși să schimbe ritmul obișnuit al vieții și să petreacă o zi într-un mod aparte, sunt invitați la Surorile Providenței, la Trei Sarmale, acolo, pentru o zi de reculegere. Duminica viitoare, 7 aprilie, calea Sfintei Cruci va fi pregătită și condusă de ei, de liceeni, și ne așteaptă, ne provoacă și ei cu drag să luăm parte la acest moment de rugăciune. Iată-ne așadar, iubiți credincioși, la începutul celei de-a patra săptămâni din timpul postului mare. Ca și până acum, în zilele de miercuri, vineri și duminică, înainte de liturghia de seară, celebrăm calea Sfintei Cruci, iar la meditațiile de miercuri și vineri aprofundăm împreună mesajul cuvântului lui Dumnezeu și încercăm să-L cunoaștem cât mai bine pe Sfântul Părinte Papa, oaspetele distins, mult așteptat la noi în ziua de 1 iunie. Desigur, Preasfințitul va avea un cuvânt, un mesaj. Îndrăznesc să vă sugerez pentru seara aceasta, înainte de culcare, să le spuneți o poveste celor din familia dumneavoastră și nu una oarecare. Luați Sfânta Scriptură, deschideți Evanghelia Sfântului Luca, căutați parabola fiului risipitor și doriți-le tuturor noapte bună. Lăudați să fie Iisus Hristos! Zile voastre, dragi și iubiți credincioși, după ce am mulțumit lui Dumnezeu, celebrând jertfa Sfintei Liturghii pentru marele dar că ne l-a făcut prin Iisus cuvântul veșnic și prin cuvintele sale pe care le-a transmis.
Trebuie să-i mulțumim Sfântului Părinte Papa pe care îl așteptăm la noi, că ne-a cerut insistent să avem o duminică a Bibliei, o zi în care cu adevărat să ne bucurăm în, purtând în mâini și în inimi cuvântul Domnului. Trebuie să le mulțumim la sfârșitul acestei liturghii celor care ne-au transmis Biblia, cuvântul Domnului. Și avem atâția misionari și cei care ne-au pus la dispoziție textele Sfintei Scripturi. Și desigur să le mulțumim celor care aici la noi la seminar au făcut o asemenea operă coordonată de Părintele Bulai și iată Părintele Eduard și ceilalți specialiști pentru ca să avem Biblia în mijlocul nostru. Vă mulțumim dumneavoastră care știu că iubiți Cuvântul lui Dumnezeu și îl purtați în inimă. Și vă rugăm să continuați, să vă rugați pentru ca Sfântul Părinte Papa, venind la noi, să ne ducă o nouă însuflețire în datoriile noastre creștine și în iubirea noastră față de Dumnezeu și față de ceilalți oameni. Ne plecăm acum fruntea pentru a primi binecuvântarea pe care ne întoarcem acasă, purtând în inimă cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să fie cu voi. Ocrotește-i, Doamne, pe cei care te imploră, întărește-i pe cei slabi, pe cei care umblă în întunericul morții. Însuflețește-i necontenit cu lumina ta și cuvântul tău și ajută-i să ajungă la lucrurile cerești, pe cei care îi ferești cu milă de toate relele, prin Hristos Domnul nostru. Să binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.